Astăzi este sâmbătă 10 noiembrie 2012 și mă aflu în municipiul Cluj-Napoca, la ediția din acest an a Târgului Columbofil organizat aici. Tot de vorbă cu un crescător din zona Ardealului, o persoană foarte cunoscută, o destul de cunoscută, zic eu, și apreciată. Este vorba despre domnul Vlaic Adrian din Bistrița. Vă salut, domnul Adrian, ce faceți? Aici, pe la Târg. E prima ediție? E prima dată când veniți la Târgul ăsta? Nu, tot anul vin. Deci fiecare an nu lipsesc. Se poate, da? Cam în fiecare an. Eu știu că sunteți, din informațiile mele, știu că sunteți un crescător cu mare dragoste de porumbei. Da, asta da. Pe lângă porumbei voiajori, știu că aveți o mare pasiune și cu porumbei de ornament. Da, am și porumbei de ornament. Spuneți-ne câteva cuvinte, de unde pasiunea asta pentru porumbei? Când ați început cu ei? De mic copil, cam de la vreo 7 ani. Cu ce ați început? Cu ornamentul sau cu voiajorii? Cu porumbei voiajori. Am început după care, după câțiva ani, am trecut la porumbei de ornament. Un prieten de-a meu mi-a dus din Germania podal românesc, negru podal românesc și roșu podal și mai am o rasă jucător vârcar românesc. Știu că aveți, din informațiile mele, știu că aveți porumbei de foarte bună calitate. Da. Îi și îngrijiți bine, e adevărat, nu? Da, cam așa, da, aveți dreptate. Știu asta. Cu voiajorii cum stați? Destul de bine, am început zborul cu 32 antrenamentele, iar parcursul cu 30. Și am rămas cu 25. Nu, e bine. Toate, mulțumitor. Toate etapele zburate, nu? Nu, toate etapele la Haidu sau voiam opri, pentru că acum am început din nou cu voiajul și aștept să fac locul din nou. De aia am oprit, ajunge atât. Pentru un moment. Concurența în zonă la dumneavoastră, băieții cum sunt acolo la club? E ok? E ok, da, destul de ok, colegial. Colegial, nu? Da. Spuneți-mi, în viața dumneavoastră ați avut și susținerea familiei în creșterea porumbeilor? Da, da, da. V-au susținut, v-au sprijinit? Da, 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 da. Da? În prezent, cam cât timp vă permiteți să, să stați printre porumbei, de exemplu? Cam stau 3 ore. Depinde de zi. Stau, da? stau, cam 3-4 ore. Depinde. Cât de mult. În viitor, pe ce ați dori să vă axați mai mult? Pe porumbei de... Voiajor. De voiajor, nu? Da, trecut. Asta e un sport frumos. E o satisfacție când vine porumbei. Bine, la fiecare rasă de porumbei există. La ornament au ritmul lor. Da. Au... altă satisfacție, voiajor, e satisfacție mai mare. Și la voiajori în perioada următoare, de exemplu, cam la ce categorii v-ați dori să obțineți rezultate? Aveți categorii preferate, domnul Adrian? Nu, neapărat. Nu? Zburați tot, nu? De la viteză? Da, viteză, fond, demi-fond. Tot. Aveți copii? Nu sunt căsătorit. Nu sunteți căsătorit? Cineva are copil, da. V-am întrebat în ideea că dacă aveați vreun băiat, vreau să vă întreb dacă vă moștenește această frumoasă pasiune. S-ar putea să moștenească, noi avem, dar s-ar putea să moștenească. Da? Eu vă mulțumesc foarte mult, domnul Adrian, pentru amabilitate. Vă felicit pentru pasiunea pe care o aveți și vă doresc în continuare mult succes. Și eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și sprijinul și mulțumesc colegilor și domnului Mihai Cornea, care a organizat pentru ăsta și îl organizează fiecare an. Eu colaborez cam de 10 ani cu domnul Mihai Cornea și îmi place. Tot pe la Târg Columbofilă colaborați, da, cu dânsul? Da, târguri, expoziții naționale, internaționale, la toate. Vă felicit încă o dată, domnul Adrian, și vă promit că dacă o să ajung mai curând prin zona Bistrița sau o să treci pe la dumneavoastră, da, rog, să vii la Bistrița. Să facem o filmare la porumbei. Mai mic un pic, e pot, ca la bloc, condiții. Nu contează. Contează ambiția. Și pasiunea. Și pasiunea. Asta e cel mai important. Vă mulțumesc și vă felicit încă o dată. Și eu vă mulțumesc pentru sprijinul și atenția. Cu stimă, toate cele bune.